Polițiștii au reținut persoana în cauză pe o perioadă de 24 de ore, fiind încarcerată în centrul de reținere și arestare preventivă al inspectoratului. Acesta a agresat o minoră în vârstă de 8 ani, în timp ce se afla cu mama sa, minora fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Ialomița, întrucât a suferit vătămări la nivelul membrului superior. Aceeași persoană, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, a agresat un minor în vârstă de 12 ani, acesta fiind de asemenea transportat la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, suferind vătămări corporale ușoare în zona gâtului. S-a constituit într-adevăr o comisie la nivelul Serviciului de Medicină Legală Ialomița, care a expertizat tânărul în vederea luării unei măsuri împotriva acestuia. Mă aflam în zona elegantă din municipiul Slobozia și am văzut o persoană de sex feminin împreună cu o fetiță de mână în timp ce au fost agresate de un tânăr. În acel moment m-am dus la tânărul respectiv și am procedat la imobilizarea sa, întrucât o lovise pe fetiță cu un cuțit în zona membrului superior drept. În același timp în care imobilizasem agresorul, un alt coleg de-al meu aflat tot în timpul liber a procedat la acordarea primului ajutor medical fetiței, prin aceea că a transportat-o la o unitate spitalicească în vederea acordării grijilor medicale. Și primit. Zic, gata, acum. Și după aia primesc mesajul. Deci, față zâmbând de nebă. Și nu știu ce zâmbând, de ce mi-a primit mesajul? Ce, păi, ar trebui să vezi ce imagine ne-a dat poliția. Din nou ceva nu se mișcă. Da, stai mișcă, păi, păi. Veneam de la părinții mei cu maxi taxi, am coborât în stație, da, la 6 pași a venit, când am coborât din stație, a venit un individ, nu-l cunosc, eram cu fetița de mână, a venit și a băgat cuțitul, nu l-am văzut decât cum era îmbrăcat și a luat-o la fugă. Ce să vă spun mai mult? Deci era, cred că a vrut să-i bage în stomac. Că eu dacă nu țineam fata de mână, deci cum am băgat cuțitul, eu am tras fata și el a apucat în degete să-i bage. I-a retezat 2 degete. Acum este la spital. Păi sunt, deci mai avea 1 mm și ajungea la venă. Deci a fost cam grav. Am avut noroc, am tras-o de mână repede și am fipt cuțitul în degete, că dacă nu, deci zona lui era în stomac să-i bage cuțitul. Agresorul și-a pândit victima și în momentul în care mama și fetița au ajuns în acest loc, s-a năpustit asupra micuței și a rănit-o grav la o mână. Că e cineva care a avut un șoc când i-a murit tatăl sau ceva și taie copiii. Dar noi stăm aici, eu stau lângă el tot timpul, nu-l las nesupravegheat.
Vă dați seama că m-a îngrijorat când mi-a zis fata, că a zis, mă zic, m-ai speriat acum, mă uit, m-am uitat, stătea domnul pe bancă, chiar mă uitam, zic, să nu plece de lângă mine sau să vină spre noi. Este rău, ce fac, haide! Ce spune bunica, hai să schimbăm, să vedem pe Antena 1. Nu, suntem de la România TV. De la România TV sunteți? Da, da, da. De la România TV ne uităm, pe 27 avem canalul. La România TV ne uităm. Ia jos! Până de la televizor, bunica. Probabil că i-aș face și eu la fel dacă l-aș prinde. Nu am auzit că l-au prins și i-au dat drumul. De ce i-au dat drumul? Ei știe. Eu nu i-aș fi dat drumul niciodată. Cum se cheamă? Raisa Gabriel. Da.